antrenorul părinților. Cu Mirela Retegan și Gaspar. Bună dimineața părinți, bună dimineața copii. Sunt Mirela Retegan și suntem din nou împreună la Antrenorul Părinților. Gaspar Gheorghe, partenerul meu din această emisiune, ia spune prezent și în dimineața asta. Bună dimineața. Bună dimineața Mirela. Pentru cei care ne urmăresc doar audio, puteți să intrați pe online și să vedeți acolo pe YouTube și imaginea. Jumătatea mea de masă e ca masa unei femei, mame, ce vrem noi, cu cafea, cu apă, cu cărți pentru copii, cu cartea nouă, cu telefonul, cu tot. La Gașpar este clean, curat. Asta e diferența dintre bărbați și femei, Gașpar? Nu știu ce să spun, dar face sens ceea ce spui. Oricum tu ești plină de energie, de vitalitate, eu sunt mai minimalist, mai... Deci când vă mai spune cineva de acum că sunteți împrăștiați, să spuneți că ești tu minimalist, nu sunt eu împrăștiat. Ce faci? Cum ești? Mi-a fost dor de tine. Și mie la fel. Mă bucur mult să fim din nou pe frecvențele Radio Europa FM și abia aștept să vedem ce subiect abordăm în ediția de astăzi. A fost o săptămână foarte frumoasă și foarte plină. O săptămână în care uh, pentru mine personal s-au aliniat planetele într-un fel foarte frumos. Toți cei care trec pe la chiușcurile de ziare pot să vadă coperta revistei El unde sunt alături de câteva femei foarte puternice și uh, suntem implicate într-o campanie de Luptă împotriva cancerului la sân, o luptă de prevenție. Toată săptămâna asta a apărut zebra Tonic, carticica pentru copii pe care o iubesc, o ador. Hmm. Oamenii o găsesc la kioscurile de ziare și este cea mai frumoasă poveste pe care am scris-o eu în toți anii ăștia. Felicitări! Și tot săptămâna asta. A apărut, nu știu, eu nici nu vine să o numesc carte, hmm. pentru că mi se pare o bijuterie. Dincolo de parenting și teorii, sunt toate discuțiile noastre de aici, de la Europa, din ultimii doi ani de zile, puse cu foarte multă grijă și cu foarte multă atenție de cei de la BookZone în conversații din care părinții pot să extragă idei pe care noi le spunem aici în emisiune, dar una e par... știi cum o văd Aș vrea peste câteva luni să ne trimită niște părinți exemplarele lor subliniată, subliniată toată și îndoită și cu semne și cu. Gă, aș să-ți mulțumesc din toată inima. Când am pus mâna pe cartea asta și am deschis-o și am văzut recenzia ta de pe ultima copertă și am văzut ce zice Maia hmm. la un moment dat și mi-am dat seama. Cât de valoroase sunt discuțiile noastre de aici, de la emisiune, și cât de sincere și cât de oneste. Și ce frumos am reușit cu toate frământările pe care noi le avem să facem o discuție cu sens, că îți place ție expresia asta foarte tare, și câți oameni și-au luat putere. Din ceea ce facem noi aici Eu mă simt extrem de recunoscătoare Și îți mulțumesc din toată inima Că ai avut încredere Să vii în primul rând aici Să facem asta împreună Că mi-ai dat voie să pun Discuțiile noastre în această carte O să le spun ascultătorilor Că toate drepturile de autor Gașpar le-a donat Din această carte Pentru campaniile pe care Eu le fac pe Fundația Zurli Și îți mulțumesc din toată inima Și în toamna asta niște foarte mulți copii se vor încălța cu ghetuța mm. noi din gestul pe care tu l-ai făcut donând drepturile tale. Cu mare Ești... mare drag și. Dăm voie să le transmit ascultătorilor noștri că ar fi bine să pună mâna cât mai repede pe această carte. Pentru că, așa cum ai spus și tu, e mai mult decât o simplă carte de parenting. E un ghid, e un instrument care ne ajută să ne descoperim pe noi și care ne inspiră. Ne inspiră în momentele în care ne este greu, atunci când ne simțim copleșiți de rușine, de vinovăție, dar și atunci când vrem mai mult de la viață, atunci când am vrea să ajungem mai ușor la sufletele copiilor noștri. Și partea frumoasă. E că nu au de cheltuit mulți bani pentru terapie, pentru a merge la nu știu ce specialiști în cotloanele cele mai îndepărtate ale țării. Au acum la îndemână, dincolo de parenting și teorii, o carte care îi poate ajuta să se întoarcă spre ei și spre copiilor. Nu, nu se anulează lucrurile. Sigur. Nu, nu trebuie să renunțăm nici la teorii, nici la parenting, Absolut. nici la orele de psihoterapie. Dar atunci când n-ai nici răbdare, nici nervi, nici putere să faci asta, poți să ai o carte pe noptieră. Eu am tot timpul o carte pe mm. noptieră uh, și nu plec de acasă. Adică mi-am dat seama că e extrem de important pentru mine să am o carte în valiză, să am o carte în, în geantă, uh, din care dacă citesc câteva pagini în fiecare zi, sunt foarte fericită. Și tu ai făcut foarte multă treabă în ultima vreme. Mm. Am fost la tine la lansare, le spun ascultătorilor că te-am văzut. <laughs> dansând pe scenă. Wow! Gașpar a dansat în fața publicului. Și ai mai făcut ceva, Gașpar? Ce-am mai făcut? Cum ți-ai dat seama. Eu stăteam în primul nu. rând lângă Niculina Gheorghiță da. și tu erai pe scenă și te-ai la mine și ai scos a, limba. Da, 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 Gașpar, da. în spatele meu mai erau 800 de oameni. <laughs> <laughs> Că-mi limba. În, aici în studio unde poate Pentru ne că știi văd... ce s-a întâmplat? Ce copilul întâmplat? meu interior a simțit nevoia să relaționeze cu copilul tău interior. <laughs> băiețelul <laughs> din mine și s -a uitat am zis, la fetița Mirela. Și atunci am zis, măi, ce cu copilul ăsta <laughs> interior? Hai să facem o emisiune despre asta. Să vedem ce e cu copilul interior. Pentru că eu am fost atunci la lansarea ta, care uh -huh. avea în, în prim cartea ghidul copilului interior. Am văzut copilul interior gaș, cum îmi scoate limba. Fără să țină cont că în spatele meu mai sunt 8, ce, ce au zis ăia 800 de oameni? Gașpar, cel mai tare psihoterapeut din România. Seriozitatea într-o responsabilitatea responsabilităților, scoate limba. Eu vreau să cred că acești oameni care au fost alături de noi la lansarea de carte au realizat că în fiecare ființă umană există un copil interior care poate să fie extrem de drăgălat, de simpatic, plin de vitalitate, de energie, și care ne poate ajuta să ieșim uneori din acel rol definit de seriozitate, de maturitate extremă, de rezervă, reticență. Și cred că, exact așa cum am văzut expresia de pe chipul tău, cred că la fel au reacționat majoritatea oamenilor, pentru că tu te uitai foarte într-un mod foarte serios spre scenă, erai da. atentă la Nicolina sau la Luca. Da. Și la un moment dat ne-am uitat ochi, în ochi și atunci copilul din mine a scos limba și imediat ți-a revenit zâmbetul pe buze și energia în corpul tău a fost alta. Da, și mi-a venit și ideea pentru această emisiune. <laughs> și mi-a mai dat seama de ceva. Dacă tu de 40 de ani îți cauți copilul interior, eu de 50 de ani caut femeia din mine. <laughs> pentru că la mine copilul a rămas mai... Din fericire, da, în cazul Co -co tău copilul a avut spațiu, foarte mult spațiu Nu, a avut tot spațiu mm. și acum încearcă și femeia cât de cât să se pună pe niște tocuri și să iasă de acolo Cum ne găsim acest copil interior, Gașpar? Ce e copilul interior? Aș îndrăznea, spune Mirela, că înainte de toate e o metaforă pe care psihologii și psihoterapeuții o folosesc pentru a activa empatia și compasiunea față de noi înșine. În calitate de adulți, atunci când am greșit, atunci când am implicat într-un comportament negativ, atunci când am criticat copilul, atunci când am respins copilul, începem să ne judecăm foarte, foarte tare. Un termen pe care îl folosesc în cabinet e acela că ne biciuim efectiv din punct de vedere cognitiv și emoțional. Și ne biciuim pentru că așa ne-am obișnuit noi să-i judecăm și să-i condamnăm pe oamenii mari. Însă atunci când ne uităm spre propria persoană în aceste momente dificile și încercăm să vedem uh, latura noastră umană, încercăm să vedem uh, punctele noastre de creștere, încercăm să vedem copilașul care am fost cândva, în momentul respectiv e mult mai ușor de înlocuit judecata critică cu empatia și compasiunea. Și avem nevoie de asta. Avem nevoie să ne uităm spre noi înșine cu alți ochi, avem nevoie să realizăm că nimeni nu e perfect și cu toții greșim. După ce am greșit, acceptăm greșeala și încercăm să reparăm, încercăm să vedem ce putem face pentru a remedia daunele relaționale. Dar o să fie greu să facem asta dacă noi nu intrăm în legătură cu această parte din noi care își asumă responsabilitatea care efectiv în momentul respectiv nu a putut să facă lucrurile mai bine sau nu a știut să le facă mai bine. Și în România există într adevăr tot mai mulți oameni care vorbesc despre copilul intern interior sau despre copilul invizibil, însă la nivel internațional e foarte important de știut că acest termen a apărut de mai bine de 2000 de ani. Deci cumva strămoșii noștri au realizat că avem nevoie de un instrument care să ne ajute să ne apropiem de niște părți din noi care au fost abandonate. Este în acest moment o temă, e o disciplină în psihologie la ce nivel a ajuns? Aș îndreznea spune că este o abordare. O abordare care a schimbat semnificativ regulile jocului în psihologie și în psihoterapie, pentru că ne oferă, Mirela, posibilitatea de a relua legătura cu părți din noi care au fost abandonate exact așa cum abandonăm un copil la casa de copii. Oh. Și de cele mai multe ori ajungem la vârsta adultă și suferim de depresii, de anxietăți, de încredere în relații, relații eșuate, excese alimentare, excese comportamentale, excese în muncă și nu realizăm că, de fapt, ceea ce ne chinuie e acest copil interior. Adică, mare parte din blocajele noastre au legătură cu. Copilăria? Aș îndreznia, spune că mare parte din durerile și din suferințele noastre pot să ne ajute să ne întoarcem în trecut, acolo unde ne-a fost foarte, foarte greu și unde cumva s-a blocat energia noastră, s-a blocat creativitatea noastră, s-a blocat curajul nostru. Și partea cea mai interesantă, poate ți-amintești, mi se pare că cel mai frumos moment de la lansarea de carte, pe lângă dans și pe lângă limba pe care am scos-o, a fost exact la început, când moderatoarea Andreea Brașovena a început să vorbească, și un bebeluș din sală a început să țipe. Și în momentul respectiv n-ai cum să nu-ți îndrepți atenția asupra zgomotului, asupra direcției de unde vine zgomotul. Exact așa se întâmplă și cu copilul nostru interior, țipă. Însă, din păcate, am uitat să-l ascultăm, am uitat să-l auzim, pentru că mesajele pe care le-am primit din partea lumii e că nu contează. Trebuie să mergi mai departe. Nu te uita înapoi în trecut, nu te lăsa influențat de durere, suferință. Nu cred că e înțelept să ne pierdem în trecut, să ne rătăcim în trecut. Însă avem nevoie să ne cunoaștem trecutul pentru a putea să înțelegem care sunt schimbările sau transformările pe care avem nevoie să le facem. Ce legătură am eu, adultul de astăzi, cu copilul interior? Aș îndrăznia spune că fundația ceea ce numești tu, adultul de astăzi, se bazează pe tot ceea ce înseamnă copil interior. Și acest copil interior reprezintă nevoile noastre îndeplinite și neîndeplinite din copilărie. Și când folosesc acest termen de copilărie, mă refer în special la perioada de 6-7 ani, primii 6-7 ani din viața noastră, când există mai multe etape prin care un copilaș trece și are nevoie ca în fiecare etapă părinții să-i satisfacă nevoile. De exemplu, în primii 2 ani de viață, nevoia noastră cea mai importantă este de conectare. Avem nevoie să fim luați în brațe, avem nevoie să fim alinați, liniștiți, nu doar hrăniți, nu doar să avem un acoperiș deasupra capului, ci efectiv să ne putem oglindi în privirile părinților noștri. După vârsta de 2 ani începe etapa de explorare, când vreau să descoper lumea din jur, vreau să mă îndepărtez un pic de părinții mei și să văd ce mai există în această lume dincolo de brațele sigure ale mamei. După vârsta de 3 ani și ori începe etapa asta de identitate. Am descoperit cine sunt părinții mei, am descoperit lumea și acum vreau să văd cine sunt eu. Iar dacă în tot acest traseu, dacă în toate aceste etape, părinții nu sunt atenți la nevoile mele, din punct de vedere biologic merg mai departe. Însă din punct de vedere psihologic și emoțional rămân cu niște restanțe, rămân cu niște deprinderi care nu s-au dezvoltat. Și atunci eu ajung un adult de 20, 30, 40, 50 de ani, însă sunt acolo niște elemente care se zbat, sunt acolo niște nevoi care n-au fost îndeplinite și inconștient fiecare dintre noi noi, Mirela, fără nicio excepție, inconștient vom încerca să îndeplinim acele nevoi în interacțiunea cu copiii și ai, cu partenerii noștri. Ai identificat noștri. niște lucruri pe care tu le faci astăzi și care s-ar putea să aibă legătură cu ce da. nu ți s-a întâmplat? Sigur, Cum ar uite, fi? de exemplu, în această perioadă de 4-6 anișori se dezvoltă două deprinderi foarte, foarte importante. Uh, relația cu corpul nostru și capacitatea de a pune limite și de a accepta limitele. A pune limite presupune să avem grijă de spațiul nostru interior și de spațiul nostru fizic, fără să le permitem celorlalți să fie intruzivi. A avea grijă de relația cu corpul nostru presupune să fim atenți la cum dormim, cum ne hrănim, cât de mult sport facem, cât de mult ne odihnim și așa mai departe. Și ce ne arată, de exemplu, Catherine Taylor, autoarea care a scris cartea Ghidul Copilului Interior, e că aceia dintre noi care în această perioadă de 4-6 anișori nu am beneficiat de părinți care să fie atenți la nevoile noastre, care să ne ghideze atenția în așa fel încât să fim atenți la corpul nostru, la ce se întâmplă în interiorul corpului nostru, la avea grijă de persoana noastră în interacțiunea cu alte persoane, aceia dintre noi care nu am beneficiat de un astfel de parenting, ajungem la vârsta adultă și ne este teamă Mirela să avem o relație intimă cu propriul corp. Ne este teamă să ținem cont de nevoile noastre pentru că avem impresia că nu este în regulă, și atunci aceste nevoi ne sperie. Iar eu sunt unul dintre adulții care și-a. Folosit foarte mulți ani energia pentru o dezvoltare cognitivă, mentală. În ultimul deceniu m-am dus mult loc. și către o evoluție spirituală, și încă mi este foarte, foarte greu cu partea asta a corpului, cu partea somatică. Să fac sport, să fac mișcare, să nu bag în mine mâncare nesănătoasă. Uite, m-am îngenit cu mama zilele trecute când m-am trecut, am, -am oprit pe la de și uh, îi povesteam a ei și am tras cu urechea, că atunci când eu aveam trei luni ea a trebuit să meargă la muncă și că m-a lăsat cu tot felul de vecine și era o puștoai cu o fetiță, o adolescentă care avea grijă de mine cât ea era la muncă și era un fel de babysitter pentru mine, că mama se întâlnește cu fata respectivă și o întreabă tot timpul ce mai face Mirela, o văd la televizor ce femeie frumoasă s-a făcut nici nu vreau să mi imaginez câte mi se trag din faptul că mama mă lăsa cu o străină încă de la trei luni, și îi mai povesteam mai ei că la patru ani. Eu mă urcam singură într-un autobuz și plecam din Deștriaș până în oraș, 20 de minute cu autobuzul. La patru ani? Da, la wow. grădiniță, wow. dimineața. Și mă descurcam singură la patru ani până la cinci când a trebuit să o iau și pe sora mea și mm -hmm. <laughs> mă în grijă Asta explică faptul că eu sunt tot timpul pe drumuri, că vreau să fac totul singură, exact. că nu știu să primesc ajutor, că nu am răbdare ca oamenii din jurul meu și că poate, să facă lucruri pentru mine. Și că poate e o provocare și o lecție de viață să ai încredere în ceilalți. Să ai încredere că dacă nu faci tu ceva, vor face ceilalți. Să ai încredere că celorlalți le pasă de starea ta de bine, de nevoile tale, de planurile tale, de visurile tale. Când ai descoperit copilul interior? Aș îndrăznea spune că destul de târziu, pentru că recunosc cu toată sinceritatea că prima dată, când am auzit de acest concept al copilului interior, mi s-a părut o prostie. Mi s-a părut un mare nonsens. Cum adică în mine bărbatul puternic, inteligent, capabil să existe un zvâc de copil, să existe un dram din, din ce a fost în copilărie? Pentru că multe vreme m-am protejat, Mirela, imaginându-mi că... Da, a fost neplăcut ceea ce s-a întâmplat în trecut, dar nu contează. Cumva am preferat să fiu inconștient apropo de această fundație și de această bază, exact, eram în ceea ce psihologia numește negare. Însă, pe măsură ce am înaintat în vârstă, mi-am dat seama că sunt momente frumoase, sunt momente de reușită, rezultatele pot să fie spectaculoase, însă lipsește cumva acea vitalitate, lipsește acea stare de bucurie, lipsește entuziasmul. Și acela a fost momentul în care am virat cumva spre a înțelege care sunt acele părți ale mele de care fug și care se zbat atât de tare să le bag în seamă, pentru că doar în momentul în care ne adoptăm copiii noștri interiori, putem să ne reîntregim. Iar autoarea Catherine Taylor vine și spune că nu avem un singur copil interior. Nu există o singură rană din punct de vedere psihologic și emoțional. La mine Sunt mai toată multe. toată sala Palatului. <laughs> <laughs> Că tot avem spectacol pe 15 octombrie, acolo, cu Zurli. Aș vrea, după pauză, să-mi spui cum arată copilul tău interior, să vedem dacă avem nevoie de părinții noștri în viață, cei care îi mai avem, ca să vindecăm acest copil interior cum facem să ne trimitem copiii noștri cu un copil interior sănătos mai departe în viață. Și tot după pauză aș vrea să vedem cum arată niște copii interioare ascultătorilor noștri, că ne-am obișnuit să A, îi, să să îi ascultăm. ascultăm și pe ei. Așa că ne întoarcem în câteva minute aici la antrenorul părinților. Ne-am întors la antrenorul părinților, alături de Gaspar Gheorghe. Astăzi vorbim despre copilul interior, și am promis înainte de pauză că o să uh, încercăm să îl identificăm. Gaspar, cum arată copilul tău interior? Cred că în acest moment arată mult mai bine decât arăta acum 10 ani de exemplu. Acum 10, 12, 13 ani când am început să mă apropii de universul meu interior altfel, era un băiețel de 5, maxim 6 ani și extrem de speriat, de timorat, de trist, de preocupat, de anxios și atunci când m-am îndreptat cu atenția spre copilul meu interior, el nu a știut ce să facă. Nu a fost genul de întâlnire între copilul din mine și adultul din mine care să fie uh, plină de energie pozitivă, de încântare, de entuziasm, din contră. Și nu înțelegeam de ce nu funcționează teoria în cazul meu, de ce sunt atât de multe cărți care vorbesc despre faptul că dacă îi acordăm atenție copilului interior, el va reacționa și va răspunde, iar copilul meu interior nu reacționa și nu răspundea. Și asta pentru că nu aveam credere pentru că foarte mult timp a fost singur, s-a sălbăticit dragul de el și a fost nevoie ca adultul din mine să aibă suficient de multă răbdare și să-l curteze pe acest copilaș interior să prindă încredere. Și îmi repetam din nou și din nou atunci punic, când îmi era greu. O expresie, să-l Exact, să-l la alinte, <laughs> da, da, da. Și atunci când îmi era foarte, foarte greu și mă uitam spre, spre, mine să văd de unde vine această durere și suferință, îmi cultivam de asemenea răbdarea, să nu încerc să primesc răspunsul imediat să nu mă grăbesc foarte tare, pentru că m-au grăbit atât de mult adulți în copilăria mea și trebuia să dau atât de repede răspunsurile potrivite ca să evit consecințele sau pedepsele. Iar acum, după o bună perioadă de timp, Mirela și Îndreznia spune că e tot așa un puști de 5-6 ani dar mult mai dezvolt. Un puști care a îndrăznit acum două săptămâni să se urce pe scenă, și să danseze și să ridice lina. o sală întreagă în picioare pentru a dansa. Bravo! Mie un prieten foarte drag îmi spune Cristinuța. <laughs> Există momente în zi, mai multe momente în fiecare zi, în care îmi zice, Cristinuța, acum o să te culci. Cristinuța, acum o să ne concentrăm puțin pe ce avem de făcut. Pentru că foarte tare seamănă copilul meu interior cu Cristinuța. Cristinuța este fetița, fetița da? cu inima specială. Fetița care a ales ca eu să fiu nașa ei hmm. și sunt un fel de uh, mamă uh, uh, lângă mama adoptivă. Și e un copil extrem de energic, vesel, curios și curajos. Așa e copilul meu interior acum, hmm. dar de altfel, copilul meu interior a ales lumina reflectoarelor hmm. și el se manifestă, <laughs> îl vede toată lumea. <laughs> și asta e foarte, foarte important și foarte frumos ceea ce spui. Într-adevăr, în fiecare dintre noi există acest copil lumină care e plin de energie și de vitalitate, și avem nevoie să-l descoperim. Însă, de asemenea, există și un copilaj care nu e atât de luminos, care e trist, care e supărat, care e dezamăgit, care e singur și, de asemenea, are și el nevoie să fie descoperit. Eu îi dau ciocolată. Exact asta am vrut să te sufărat. întreb. Ce faci cu, cu această fetiță? Îi dau tot ce Îi place ciocolata. Da, îi place ciocolata. Mm -hmm. Dar când mă îngrași, de-aia mă îngrași. <laughs> că îmi copilul interior trist, știi? Și atunci da. îi dau ciocolată, prăjitură, îl duc la film. o mm -hmm. duc la film, am fost acum, am văzut acolo unde cântăracii. Superb. Oh, și cartea mi-a plăcut da. foarte tare și și filmul e o producție foarte bună, acum mai am văzut filmul mm -hmm. și mi-a plăcut foarte mult și ce fac? Îi cumpăr rochițe mm -hmm. da, că îi place să se îmbrace adică și așa rochițe jucării A, și îi place în vacanțe foarte mult mm -hmm. <laughs> Când... în Peru ai luat-o cu tine. <laughs> da, am luat-o peste tot și acum am luat-o uh, la Paris la Frankfurt, Dar are așa uh, lucruri pe care ar fi vrut toată copilăria să le vadă și acum mm -hmm. se duce să le vadă. Și sunt și momente în care se supără copilul tău interior și nu vrea să vorbească cu nimeni. Foarte rar. Mm -hmm. Foarte rar pentru că uh, unii copii cresc uh, dacă mănâncă sănătos. Copilul meu interior crește dacă vorbește cu oamenii. Minunat, știi? minunat. <laughs> El da, trăiește, da, da. se hrănește cu socializare și atunci are foarte rar momente în care își dorește să dacă, pentru că e un copil așa foarte sfătos, mm -hmm. care crede că oamenii ar pierde foarte mult dacă n-ar auzit tot ceea ce are ea de spus. Gândește foarte frumos și acest nu, copil în, interior. Și iată, în momentele astea tu să zici, bine, Cristinuța, oprește, să mergem mai departe. <laughs> Hai să vedem uh, cum, uh, cum își văd oamenii copilul interior. Să-i ascultăm un pic. Copilul meu interior este uneori vulnerabil, impulsiv și uneori simți nevoia să-l iei în brațe. Copilul meu interior arată ca un curcubeu, dar care se mai ascunde din când în când după nori. Copilul meu interior este vesel, dar are nevoie de încurajări și încredere să crească mare. Copilul meu interior îl simt că a crescut, asta pentru că l-am ajutat să crească și îl simt din ce în ce mai aproape de mine. Că și par oamenii nu îndrăznesc să își privească în ochii copilul interior. Ne, ne, temem de ceea ce am trăit în copilăria noastră și de ceea ce stă acolo ascuns în sufletul nostru? S-ar putea să fie vorba într-adevăr de o teamă, dar s-ar putea să fie vorba și de o neobișnuință și aș îndreznia spune că de fapt e experiența pe care am trăit-o în copilărie. Una dintre cele mai importante nevoi ale copilului indiferent de vârstă e să fie văzut. Doar că părinții, îngrijitorii, din cauza faptului că erau preocupați cu siguranța financiară, cu munca, cu aspectele administrative, cu spălatul vaselor, a hainelor și așa mai departe, probabil că n-au avut timp să ne vadă. Stai să puțin. fie văzut frumos. Să fie. Ca așa, m-au văzut și pe mine, și au zis că sunt tigan, că sunt slabă, mică și urâtă. De exemplu, da, e, e una dintre experiențele care nu ne ajută neapărat în procesul de creștere și de dezvoltare. Dar avem nevoie să ne vadă atunci când strălucim și atunci când ne jucăm, atunci când creștem într-un mod frumos, atunci când ne dezvoltăm într-un mod armonios. Dar avem nevoie să ne vadă și atunci când am greșit și ne e greu să acceptăm asta, sau atunci când cineva ne-a respins pentru că ne-ai etichetat în chip și fel, atunci când nu am luat notele cele mai bune și așa mai departe. Și dacă nu avem această experiență, Mirela, acel cel puțin unui adult, care în momentele respective să ne vadă cu inima, nu cu mintea, nu să ne judece, nu să ne critique, să ne vadă cu inima și să ne spună că e ok și asta face parte din tot ceea ce numim experiență umană, atunci vom ajunge la vârsta adultă și nu vom putea să ne uităm spre noi. O să ne uităm probabil tot așa în maniera asta, îmi cer scuze pentru termen, ușor superficială. O să vedem doar hainele pe care le purtăm, mașinile pe care le conducem, obiectele pe care le folosim, dar o să ne fie dificil să privim din de toate aceste aspecte de suprafață ca să ne vedem interiorul. Vrem nu vrem, ne place nu ne place, recunoaștem nu recunoaștem, fiecare dintre noi are un copil interior care se află într o anumită fază în funcție de cât suntem de deschiși și disponibili să îl vedem. Avem un copil interior cu foarte multe lucruri nerezolvate. Avem un copil interior fericit, cum e copilul nostru în acest moment. Avem un copil interior nevăzut. Avem un copil interior biciuit. Oh, da, Există oameni Există. care își bat în continuare copilul interior. Există acei oameni care nu își permit să simtă toată paleta de emoții neplăcute. Frică, furie, frustrare, tristețe, dezamăgire, regret. Acei oameni care atunci când se confruntă cu o dificultate dau iama în alcool, în substanțe. Acei oameni care devin agresivi sau violenți atunci când se confruntă cu o dificultate. Toate acestea sunt modalități de abuz față de propria persoană și față de de copilul nostru interior. Gașpar, mi se pare foarte uh, important să îi ajutăm pe oameni să-l să-l să identifice. Uh, tu te întâlnești în cabinet cu foarte mulți oameni și vorbiți despre asta. Uh, care e cea mai bună modalitate de a-ți asculta copilul interior, de a-l vedea, de uh -huh. a-l descoperi și de a îndrăzni să-l recunoști? Uhum. Și să nu te creadă nimeni nebun, să nu uh, uh, consideră oamenii că n-ai toate țiglele pe casă, e un subiect, mie mi s-a întâmplat foarte des că vorbesc despre credință, despre Dumnezeu, despre uh, creștere, despre toate lucrurile acestea care pe mine mă preocupă foarte mult în ultimii ani și să fiu privită ca fiind uh, nedusă la psiholog, uhum. respectiv psihiatru. Deși uite, eu vin dumimică de duminică aici și mă întâlnesc cu tine. Cum? Cum îl identificăm? Cum îl vedem? Cum ne dăm seama că acolo e de lucrat? Aș să spune Mirela, că sunt nenumărate modalități pe care viața ni le oferă pentru a recunoaște copilul interior și una dintre uh, strategiile care mie mi se par cele mai frumoase e reprezentată de relațiile noastre intime. Copiii noștri interiori devin vizibili în relațiile de cuplu, în relațiile cu copiii noștri biologici, în relația cu copiii pe care îi creștem, în relațiile cu prietenii noștri. Cumva relațiile intime au această putere de a ne arăta cine suntem și ne invită de fiecare dată către o interiorizare. Ne oferă posibilitatea de a ne apropia un pic mai mult de universul nostru interior. Și întrebarea e ce fac în momentul în care port o conversație dificilă cu partenera mea, cu partenerul nu meu și m-am enervat. În momentul în care mi-a promis că face ceva și nu s-a ținut de cuvânt. În momentul în care trebuia să fie gata la o anumită oră și nu a terminat ce avea de făcut până la ora respectivă. Și în astfel de experiențe, în astfel de situații, Mirela, simțim ceva în universul nostru interior. Ne-am enervat, ne-am înfuriat, ni se pare nedrept, ni se pare că celălalt nu ne respectă și așa mai departe. Și din păcate ne consumăm foarte mult energia judecând persoana de lângă noi, partenerul însă în astfel de momente nu s-a întâmplat nimic altceva decât copilul din noi și-a făcut resimțită prezența și ar fi mult mai înțelept mult mai inteligent din punct de vedere relațional și emoțional să mă întreb ce simt acum și dacă copilul din mine e furios să-i permit să simtă furie. Despre asta vorbim noi aici la antrenorul părinților deja de 2-3 ani de decât timp să le validăm copiilor emoțiile și același lucru îl putem face nu doar cu copiii biologici ci și cu și copiii cu noștri interior. interiori și în momentul în care fac asta, deja am posibilitatea de a mă apropia de mine și de a vindeca ceva. Pentru că atâta vreme cât îmi duc energia înspre tine, ești o parteneră rea, ești un om care nu mă înțelege și așa mai departe, doar îmi traumatizez copilul interior. Pentru că eu proiectez asupra ta exact aceleași trăsături pe care le-am le văzut la părinții mei în copilărie și îmi dau seama cât de greu e, cât de uh, dificil e pentru mine în această relație. Dacă îmi schimb ceva și doar perspectiva e nevoie să o schimb, să spun ok, ăsta e un moment dificil, hai să mă iau în brațe. Hai să respir de două, trei ori, să văd de ce are nevoie copilul din mine. Eu, vorbind cu tine de atâția ani și repetând aceleași lucruri, că până la urmă nu sunt foarte multe, privite din diverse unghiuri, sunt aceleași câteva chestii care ne ajută să ne facem viața mai bună, mi-am creat o deprindere și o ajut pe Maia să înțeleagă în momentul în care am momente, sunt furioasă, sunt supărată, sunt nemulțumită și am învățat de la tine și folosesc asta să spun uite, eu simt asta și pe mine asta mă afectează în felul ăsta și culmea, ea zice a, ok, mama, respect ceea ce simți, îmi pare rău că simți asta și eu nu o să mă mai simt vinovată pentru ceea ce simți tu în momentul ăsta, deci ok, simt atât. Cum vrei tu, pentru că e ceva în care noi nu putem să intervenim. Nu mai avem foarte, foarte mult timp la dispoziție. Sunt părinții noștri vinovați de copiii noștri interiori? N-aș folosi neapărat termenul vinovat, că nu, nu vreau să cultivăm energia negativă. Mai degrabă, aș vrea să spun că au contribuit în modul cel mai serios părinții și îngrijitorii noștri la conturarea ceea ce numim copil interior. Și, indiferent de cum a fost trecutul nostru și casa în care am crescut Mirela, în fiecare dintre noi există și un părinte interior, nu doar un copil interior. Și e de datoria și de responsabilitatea noastră să reluăm legătura și cu acest adult iubitor și înțelegător și să cultivăm o relație în mintea noastră, în sufletul nostru, în inima noastră între cele două entități. În studioul nostru se plânge. Așa cum se plânge la fiecare emisiune și se râde la fiecare emisiune, și mă bucur foarte tare că dacă oamenilor care sunt aici la tehnic și colegilor noștri din spatele camerelor și din spatele butoanelor, noi reușim să le declanșăm atâta emoție videcătoare, îmi dau seama că același lucru se întâmplă și cu cei care ne ascultă. Și asta se întâmplă, Mirel, atunci când conștientizăm că există acest copil interior, nu poți să nu lăcrimezi. Gașpar, dincolo de Parenting și Teorii, este cartea în care oamenii pot să citească toate conversațiile noastre, subliniate unele capitole. Și, este și vreau, o carte... să, vreau să te felicit pentru că mi se pare că ai ales cele mai reușite subiecte de discuție pe care le-am purtat. A fost o mare bucurie să văd care capitole se regăsesc în carte. Pentru că am vrut, mi s-au părut foarte importante cele legate de moarte, cele legate de traume, cele legate de uh, vinovăție, de uh, situațiile monoparentale. Sunt câteva subiecte tabu da, în da. societatea românească în continuare. Sunt subiecte pe care oamenii nu le abordează și pe ele le-am ales. Eu sunt mama Maie. copilului meu uh -huh. și sunt copilul mamei mele tu ești mama copilului tău și psihologul unei națiuni care datorită ție are relații mai bune și cu părinții și cu copiii. Ce frumos. Despre asta e cartea asta. Da. Și m-aș bucura foarte tare să ajungă la cineva, pentru că astăzi, ăsta e premiul pe care uh, ah, îl ofer eu uh, o carte dincolo de parenting și teorii pentru un adult și zebra Tony pentru copilul din familia respectivă iar tu ne-ai adus uh, ghidul copilului interior de Catherine Taylor fix tema emisiunii de astăzi, deci cineva care scrie pe Facebook cum arată copilul lui interior la comentarii, poate să câștige aceste trei cărți de la noi. Vreau să le mai spun ascultătorilor că suntem într-un plin turneu cu Zebra Tony, și învățăm pe părinți și pe copii de ce trebuie să respectăm regulile de circulație și fie atent ce am inventat un spectacol sunt foarte multe momente în care noi reproducem scene din uh, trafic uh -huh. uh, copii care nu au răbdare în mașină, copii care nu vor petrecerea de pieton, copii care nu stau pe bancheta din spate în centura de siguranță și am creat o metaforă foarte frumoasă, împreună cu colegii mei. Fetița Zurli nu vrea să stea în centură. Ghici de ce? Pentru că e prea departe de mine mm -hmm. când conduc și se simte abandonată. Să se simte și legată singură acolo. Și singură. Mm -hmm. Și atunci eu m-am dus în spatele ei, am luat-o în brațe și am zis, Fetița Zurli, ce simți tu când te îmbrățișez eu? siguranță. Uhum. Păi, centura asta e centură de siguranță. Ah, ce e, frumos. e îmbrățișarea de siguranță, de fapt. Sunt, de fapt, brațele îngrijitorului. Exact. exact. Sunt frumos. brațele omului mare care nu te poate ține pe, uh, Pentru că e cu mâinile pe volan. Săptămâna viitoare suntem la ea și la Bacău, după care urmează Brașov, Cluj, Timișoara. Îi rog pe oameni să intre pe zurli.ro, să-și cumpere bilete din timp pentru că se vând foarte repede. Aceste spectacole sunt unice, noi nu le mai jucăm. Nu se mai reiau. Nu se, se reiau, da. Wow. Avem un turneu într-o toamnă și unde ajungem cu el mm -hmm. doar cei care ajung la acest spectacol pot să-l vadă. Iar ce se întâmplă acolo este o terapie zurlii mm. în care părinții și copiii reușesc să se conecteze și să învețe lucruri împreună. Copilul interior din părinte iese la suprafață da. și ia de mână copilul biologic. Da. da, pentru că eu le învățăm jocuri în trafic și wow. așezând scaunele și uh, toți părinții din sală sunt șoferi și copiii sunt pasageri <laughs> și facem jocul ăla cu ea, pune mâna pe volan, pune Așa, mâna pe volan da, și atenție, da, ești pregătit, da. curva la dreapta curva la stânga frână <laughs> <laughs> Se vezi cum se lăvesc tot de scaună și intră și se râd și se joacă și se bucură foarte frumos mulțumesc frumos până duminica viitoare îți doresc o săptămână fabuloasă când te uiți la frunze și la copaci și ți amintești de mine de fiecare dată și aș vrea să închidem emisiunea tot cu un cântecel cântat de fetița Zurli în care copilul fiecăruia dintre noi cântă în continuare nu vreau soare, nu vreau lună, vreau pupic de noapte bună nu vreau să mă îmbraci în stele vreau să ascult visele mele Mirela Retecan și Gașpar Gheorghi Antrenorul părinților la Europa FM